Mă bucur să ne revedem, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie la o scurtă introducere. Sper să... Este introducere la introducere. Sper să vă placă. În fiecare zi de miercuri, când vin la această emisiune, trec pe la librăria Humanitas, de aici, din Râmnicu-Vâlcea. Sper că nu se supără nimeni că facem reclamă unei librării. Pentru că eu pendulez între două orașe, eu locuiesc la țară și pendulez între două orașe. Între orașul Pitești, care nu are o librărie Humanitas, și orașul Râmnicu-Vâlcea, care din fericire are o librărie Humanitas. Știți că a fost o discuție la un moment dat cu privire la sediul acestei librării, dar primarul Mircea Gutău a reacționat extrem de pozitiv și iată, librăria are deja foarte mulți ani de existență și este foarte bine. De ce trec pe la librărie și îndemn pe toată lumea să treacă pe la librărie? Există un sentiment pe care ți-l creează librăria, dar de aminte și biblioteca, dar mai ales librăria, și anume sentimentul că nu ai cum să le știi pe toate. Deci în momentul în care vezi mii și mii de cărți în jurul tău, când pleci de acolo, pleci un pic mai umil, te gândești că din acele mii de cărți tu poți eventual în câteva zile, într-o săptămână, mă rog, să citești o carte. Și atunci pleci mai umil în sensul bun al termenului, adică mai smerit față de capacitatea omului de a cunoaște. Și în al doilea rând trec pe acolo pentru că văd titluri și îmi dau seama ce îi mai preocupă pe oameni. Pentru că editurile fac analize și pun pe piață titluri care sunt țintite către cititorii din România. Și e foarte interesant de văzut ce anume îi preocupă pe oameni, ce anume chestiuni. Sigur că depinde de la om la om. Eu am cumpărat doar două cărți astăzi. Una se cheamă Lumile cuantice și emergența spațiul-timp. Ceva profund ascuns, zice autorul, Sean Carroll se cheamă autorul. Sunt pasionat de aceste... Sunt pasionat și ca psiholog și un pic ca teolog, că am urmat o facultate de teologie, și ca om, în genere, de chestiunile care țin de fizică cuantică, și un roman de Erich Emanuel Schmidt, Viața mea cu Mozart, este unul dintre autorii preferați ai unui mare cititor cu mare gust, și anume, înalt presimțitul ar să nu fie al Râmnicului. Aceasta a fost introducerea la introducere. Introducerea acum. Dacă mă preocupă ceva, de când mă trezesc până când adorm și poate și în somn, cine știe, nu sunt aceste chestiuni. Totuși, nu mă preocupă permanent fizica cuantică și nici Erich Emanuel Schmidt, mă preocupă să știu care dintre candidații la președinție ar fi mai bun pentru România. Sincer vă spun. Eu înclin spre o anumită persoană, spre un anumit candidat, încerc să-i găsesc toate, mă rog, calitățile pe care le are. Înclin în acest sens pentru că așa am făcut în ultimii 20 de ani. Adică candidații de dreapta m-au făcut să fiu mai atent la candidații de stânga și să țin cu candidații de stânga pentru că nu mi-au plăcut candidații de dreapta neapărat. Nu mi-a plăcut Traian Băsescu, deci la început un pic mi-a plăcut, dar n-am știut ce se va întâmpla pe parcurs, cum se va structura societatea, ce se va întâmpla cu statul de drept în timpul lui, statul de drept a sărit în aer, iar pe Klaus Iohannis, pe domnul Klaus Iohannis l-am mirosit din prima, că nu este omul care ne trebuie. Mi-am căpătat pe rețelele de socializare 1.000.000 de insulte și înjurături, dar până la urmă s-a dovedit că am dreptate. N-am primit însă 1.000.000 de scuze, să știți. N-am primit nicio scuză. De fapt, nici una dintre persoanele care m-au insultat, mi-au insultat familia, părinții, copilul și așa mai departe, nu și-a cerut scuze după aceea, văzând ce dezastru a fost acest om în această funcție, dar asta este realitatea. Și acum, să vedem cu cine ar fi mai bine să
să votăm. Am mărturisit de la început, inclinația mea este spre candidatul de stânga, mai sunt însă și alți candidați, un independent, Mircea Joană, o doamnă care conduce un partid care nu e la guvernare, doamna Elena Lasconi. Bine, aici se întâmplă fenomene ciudate, rău, în sensul că mi se pare că Dumnezeu, care nu bate cu parul, de data asta i-a bătut cu parul pe useriști, dându-le un președinte, deci useriștii, care știți bine cum sunt, cum erau dânsii, vrem spitale, nu catedrale, să nu exagerăm cu patriotismul, că nu e bine, ce e aia, religie, pupător de moaște și așa mai departe, ce e cu bisericile, cu mănăstirile, cu acest obscurantism, ziceau ei când se plimbau cu trotineta și cu oxigenul în spate. I acum, iată, au un președinte pe doamna Elena Lasconi, Camala de Câmpul Lung, cum mi s-a spus, într-o chestiune absolut jenantă, care se duce la mănăstiri, se îmbracă în ie, poartă broboadă, zice mereu de Dumnezeu, de țară și așa mai departe. Foarte interesant. Deci, și sunt curios ce zic acum, nu știu, Drulă, Moșteanu, Bulai, alții, ce ori zice ei acum când și masa mare de useriști care există și există și în Vâlcea. Nu știu ce mai face unul și nu mai știu nici cum îl cheamă. A fost prima dată când am fost bruscat ca ziarist pe stradă de către un userist de la Râmnicu Vâlcea, care a zis, băi, fii atent aici că venim noi la putere și ai să vezi ce o să putești, și m-a luat și un pic de piept. Mergeam la piață cu nevasta. Ăștia sunt oamenii și până la urmă observați, dreptate se face. Le-a dat Dumnezeu o președinte care i-a băgat în disonanță cognitivă, ca să nu zic altceva. Și acum, vi prezint pe distinși mei invitați după introducere, într-adevăr cam lungă, îmi cer și scuze. Încep cu doamna vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, doamna Andra Bică. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit să stăm de vorbă. Bună ziua, bine v-am găsit și aș dori în primul rând să vă urez la mulți ani, pentru că ieri ați împlinit o frumoasă vârstă și vă doresc în primul rând să aveți multă sănătate, atât dumneavoastră cât și familia dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet și vă întorc aceleași urări. Îi anunț pe oamenii care se uită la emisiune că mâine voi publica în Criterii Naționale un interviu cu dumneavoastră. V-am adresat întrebările, ați răspuns, n-am citit, dar abia aștept să citesc. Va fi o plăcere în seara asta. Și domnul conferențiar universitar, directorul Bibliotecii Județene Timi Vireanu, domnul Remus Grigorescu, vă mulțumesc foarte mult. Și vă mulțumesc foarte mult și permiteți-mi să vă urez și eu la mulți ani și tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Doamne ajută! La fel, întorc și dumneavoastră urările. Spuneți-mi, ajutați-mă un pic. Dumneavoastră ați fost și la congres, chiar mi-am dorit ca invitați în emisiunea de astăzi să fi participat la congres. Eu n-am venit, nu m-am dus, e printre puținele congrese pe care le-am ratat, nu mai vreau să mai explic de ce. Au fost și puține locuri pentru presă însă. Deci am primit o invitație, dar mi s-a spus, invitație de la PSD Argeș, am primit, s-a spus să știți că s-au repartizat puține locuri, dacă vreți să veniți, am zis nu. Din cauza căldurii, ca să spun, să nu creadă cineva, m-am gândit că cine știe ce e pe drumul prin București. Apropo de vârstă. Bun, ați fost la congres. V-aș ruga să filtrați un pic. Sigur că dumneavoastră sunteți importanți membri ai PSD, nu numai ai PSD din Vâlcea, dar ai PSD în genere. Dumneavoastră, doamna Andra Bică, sunteți vicepreședinte al unui Consiliu Județean al PSD. Este foarte importantă funcție cu proiecție la nivel național. V-aș ruga să încercați să fiți cât mai obiectivi. Avem acești președinți, acești candidați, domnul Marcel Ciolacu, domnul Nicolae Ciucă, care eu încerc să mă dezintoxic de domnul Ciucă de pe panouri. Deci eu vă spun sincer că mine m-a intoxicat. S-a întâmplat să călătoresc foarte mult prin țară în vara asta și la un moment dat devine, cum să zic, e ca și cum ai mânca multă maioneză și ți se face rău de la maioneză, adică nu mai suporți când vezi ostași, 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 am înnebunit.
la intrarea dinspre București în Pitești, acum sunt 5 panouri și pe dreapta și pe stânga ostași, cartea nu o să mai cheme un ostaș în slujba țării, se va chema în mod. Deci, gândiți-vă, limbajul de lemn pe care l-am folosit și eu în anumite articole pe timpul regimului comunist, ziceam, domne, când s-a terminat regimul comunist, au venit revoluționari, în sfârșit o să fie bine, după aia tinerii frumoși și liberi. De, gândiți-vă, în slujba țării. Deci eu vă spun drept, nu mi-aduc aminte că vreo carte de a lui Nicolae Ceaușescu să se fi chemat în slujba țării, să chema cumva, nu știu, interviuri cu corespondenți străini sau tezele din nu știu ce, în slujba țării. Păi noi ce mai suntem, doamnă și domnilor, noi suntem în slujba cui? Asta este, în sfârșit. Deci, și mai avem, sigur, pe domnul Mircea Geană, o să vă povestesc la un moment dat o experiență mea cu domnul Mircea Geană, drept pentru care nu l-aș vrea, dar în sfârșit, cine sunt eu, nu sunt de slujba țării. Și doamna Elena Lasconicu, care am făcut vreo două interviuri în viața mea de ziarist și mi se pare o doamnă inteligentă, îi merge mintea foarte, foarte repede, brici, dar nu credeam să facă chestiunea asta chicioasă cu Kamala de Câmpul Lung și așa mai departe. Bun. Deci, cu cine să votăm? Sau, ca să nu votăm, o să ziceți cu Marcel Ciolacu. Haideți să ne rezumăm atunci la Marcel Ciolacu prin opoziție cu ceilalți. De ce Marcel Ciolacu? Și luați în calcul că o să vă întreb ce o să facă Marcel Ciolacu dacă ne crede cineva, dacă ne cere cineva să intrăm în război pe persoană națională în războiul din Ucraina. Ce o să facă? Asta, dânsul a zis ceva, că vrea pace, că militează pentru pace în discurs. Dar ce credeți că ar face la adică domnul Nicolae Ciucă știu ce ar face. El e general, ar zice, domne, prima dată ar zice armata obligatorie, hai vă rog frumos că e bine în armată, s-ar strânge armata obligatorie, după care ar zice, băi, ce să-i mai lăsăm pe rușii ăștia, uite ce fac în Ucraina, se întâmplă cu tare, cu tare, cu tare, hai să intrăm și noi un pic. Bun, vă las, vă rog, vă ascult cu cel mai mare drag. Vă mulțumim frumos pentru frumoasa introducere. Cumva ne-ați deschis așa drumul dialogului. Într-adevăr, n-aș putea să am un alt răspuns decât Marcel Ciolacu. Bineînțeles că pe dânsul voi vota, pe dânsul voi susține și pentru dânsul voi face campanie. Sper ca în următoarele minute să vă și conving că este cea mai bună alegere. În primul rând am participat la congresul PSD de la Romexpo în calitate de delegat al Partidului Social Democrat, Organizația Județeană Vâlcea. M-am bucurat foarte mult pentru acest privilegiu. Trebuie să recunosc că este primul congres național la care particip. Eu, activând în Partidul Social Democrat de câțiva ani, nu am o istorie așa lungă, cu toate că sunt membru... Sunt alături de domnul președinte Constantin Rădulescu și alături de organizația PSD Vâlcea din 2019, cam din ultimul an de mandat de la Inspectoratul Școlar, deci, undeva sfârșitul 2018, începutul 2019. Ați fost inspector școlar general fără să fiți membru? Eu eram membru PSD. Erați? Da, sunt membru PSD din anul 2011. De atunci de ce spuneți 2019? Pentru că nu am activat politic, în primul rând, și în momentul în care eu am vrut să vin în Partidul Social Democrat, conducerea partidului de la acea dată nu a fost de acord. Și așa că m-am înscris la organizația sectorului 6. Domnul Gabriel Mutu era președinte al organizației. Deci sunt membru PSD din 2011. Iar datorită colaborării instituționale cu domnul președinte Constantin Rădulescu, am hotărât împreună să activez în organizația județeană Vâlcea și să vin alături de dumnealui. Adică cumva dânsul m-a convins. Că vreau să mă ceartă cititorii dacă nu vă întreb cum să lămurim treaba. Deci, v-ați înscris în PSD în 2011, da, în organizația de la București? Da, da, da.
A, direct atunci. Și cine, da. Cine? Domnul Câlea, Dumnezeu să-l ierte? Organizația municipală din acel moment. Cine era la municipiu? Nici nu mi-aduc aminte foarte bine. Posibil domnul Matei, posibil. Da, și n-a vrut să uniți? Nu, a fost o conjunctură. Doamne, în acel timp, odată cu venirea mea la Casa Corpului Didactic, cumva nu le-a convenit acea numirea mea acolo și de aici micile discuții. Ia uite ce chestiune. S-au păcălit. Da, eu dintotdeauna mi-am dorit să fac parte din Partidul Social Democrat. Când eram mai tânără, să zicem că nu aveam atâta curaj să vin către partid, dar apoi, după ce l-am cunoscut pe domnul președinte și am colaborat cu dumnealui, dânsul fiind președintele Consiliului Județean, eu, inspector școlar general, mi-am dat seama că aici este locul meu în politică și pot să activez ca și membru de partid lângă organizația județeană Vâlcea. Și chiar am luat o decizie foarte bună și sper ca și dânsii să fie mulțumiți de alegerea pe care au făcut-o la momentul Dar respectiv. Dați-mi să comentez un pic. Vedeți cum se întâmplă lucrurile și în politică, precum și în viață. Deci domnul Gigi Matei a luat decizii cumva ostile, da? Ostile dumneavoastră, da? Deci, clar și nu numai cu dumneavoastră, cu mai mulți. După care ați văzut că este marginalizat, te marginalizezi singur. Nu trebuie să te dea nimeni la margine. Eu am trecut de mult peste acest moment. Da, vă cred. Chiar îl respect pe domnul Matei și pentru domnul Câlea la fel am avut un deosebit respect și nu am avut resentimente în acest, din acest punct de vedere. Dar totuși este o notiță, o notare pentru istorie. Adică dumneavoastră ați vrut să veniți și au zis nu. Da, eu sunt un om sincer și până la urmă v-am spus adevărul. Puteam să vă spun că activez din 2019 în PSD, dar sunt membru PSD, dar nu este așa, pentru că am un carnet de partid care... Mai știam, deci v-a spus celul detalii, că ceva știam, vă dau seama. Consider că adevărul e cel mai corect. Bun, chiar dacă poate uneori deranjează și nu e chiar convenabil pentru toată lumea când îl spui. Corect, dar nu aș fi spus niciodată acest lucru, dar dacă m-ați întrebat, nu pot corect. Să... Corect. Însă domnul președinte Rădulescu este președintele PSD din 2015 și al Consiliului da. Județean din 2016. Da, da. De ce n-ați da. Venit mai repede? Să știți că mandatul meu la inspectoratul școlar nu a fost un mandat ușor. Știu și că n-a fost, că venea după o perioadă de scandaluri. Puțin da. Primul an, trebuie să recunosc că a fost mai mult un an de acomodare. Adică până la urmă a trebuit să fac față provocărilor inspectoratului școlar. Era foarte mare volum de muncă acolo. Trebuie să recunosc că în fiecare zi terminam programul după ora 7 seara. Și pur și simplu nu a fost timp pentru politică. La fel și domnul președinte era la începutul mandatului. Ca fiecare echipă până se așează, până se adună. Ține puțin aminte de acest mandat. Ceea ce mi-a sărit mie în ochi, față, în comparație cu mandatele altora anterioare dumneavoastră, este că n-ați avut scandal. Pentru că eu mă săturasem de scandalurile de la Inspectoratul Școlar Județean și dintr-o dată s-a așezat un fel de liniște și de echilibru. Bine, asta m-a impresionat și de atunci așa mă percep ca un om non-conflictual și capabil să armonizeze relația între oameni. Păi, cred că, în primul rând, datorită firii mele de a fi și, nefiind un om care caută scandalul, nu au mai existat astfel de momente și nu am mai dat prilejul să se ajungă acolo. Și trebuie să recunosc că și în domnul președinte am găsit un partener de dialog permanent și ori de câte ori aveam nevoie de un sfat, pentru că dânsul avea mult mai multă experiență din punct de vedere administrativ, găseam sprijinul dumnealui. Și așa ne-am dat seama că colaborarea noastră este foarte bună și am decis să activez politic, ca să mă întorc la întrebarea inițială, să activez politic alături de echipa PSD Vâlcea. În privința mandatului meu de la ISJ, cred că dumneavoastră chiar ați spus, esențialul, nu sunt un om conflictual. Să știți că de multe ori chiar las de la mine, chiar dacă uneori consider că am dreptate, în general
cine mai deștept cedează primul, pentru că poate după ce trece momentul de tensiune, apoi te așezi din nou la masa discuției și a dialogului și găsești o soluție pentru orice problemă. Și așa s-a întâmplat. În cei 5 ani de mandat asta s-a întâmplat. Am dialogat foarte mult. Toți cei care aveau o problemă la inspectoratul școlar găseau ușa deschisă, atât pe a mea cât și pe a colegilor mei, și nu neapărat la propriu, cât și la figurat. Și mi-aș fi dorit ca și acest lucru să se fi continuat. Da. Bun, ați avut un mandat chiar de succes. Vă mulțumesc. Și v-ați făcut, foarte mulți v-ați făcut partizan, că zic, să nu zic fani. Adică eu observ că atunci când publicați un text, aveți pe rețele socializare foarte multe aprecieri, like-uri, cum se zice, mai multe aproape ca oricine. Adică când faceți asta, înseamnă că vă țin minte bine și vă apreciază cei din rețeaua de învățământ din județul Buceac. Asta este important. Haideți să procedăm așa. Spuneți-mi o idee și după aceea să rugăm și pe domnul profesor Grigorescu. Spuneți-mi ideea principală, dacă vreți să plecăm de aici, în legătură cu Congresul și cu candidatura și la președinția PSD și la președinția României, domnului Ciolacu. Consider că avem cel mai bun candidat pentru președinția României. De ce? De ce? Pentru că este un om uman. Este un om din popor, aș putea spune eu. Este un om cu care poți să comunici și să vorbești orice și oricând. Este un om care iubește românii, care iubește oamenii, care în ultimii ani ne-a demonstrat că luptă pentru România și pentru drepturile românilor, atât în țară cât și în străinătate. Și sunt atât de multe lucruri pe care le-aș putea numi aici, de la intrarea în Schengen, iar la Congres, domnul președinte Ciolacu a spus un lucru foarte important, că până la sfârșitul anului vom intra în Schengen și terestru, până la ridicarea vizelor pentru Statele Unite și multe alte lucruri care au făcut ca România să aibă o altă imagine în afara țării și să fie respectată ca popor. Până la urmă, noi ca români asta ne dorim, când ieșim în afara țării să ne simțim respectați. Iar dacă liderul nostru nu luptă pentru acest lucru, consider că pentru noi cu atât este mai greu. Da, cumva de aici aș porni argumentele mele cu privire la candidatura dumnealui. Bun. Până aici cred și vă aprob 100%. Să-i pun o întrebare grea, dați-mi voie să-i pun o întrebare grea domnului Remus Grigorescu, că duce la întrebări foarte grele. Ce credeți, domnul profesor? A spus doamna Andra Bică, a remarcat un lucru, și anume că se vor ridica vizele pentru români. Acum, în timp ce domnul Ciolacu este premier, asta ar putea să însemne un gest de bunăvoință din partea administrației americane față de actualul premier. S-ar putea să însemne. Pentru că nu-i puțin lucru să te poți lăuda, domnule, în timpul mandatului meu s-au ridicat vizele pentru Statele Unite, pentru prima oară în istorie. Doi, dacă intrăm în Schengen, ar fi un gest de bunăvoință din pe aici, prin Europa. Întrebarea de asta este grea. Credeți că partenerii strategici, plecând de la cel mai important și urmând cu ceilalți din Europa, că noi avem parteneria strategici cu Japonia, de pildă, da? Ne interesează mai puțin punctul să vedem, își vor spune cuvântul așa cum se vorbește, așa cum se bârfește, dacă vreți, sau pe teoria conspirației sau nu, pe afirmațiile pe care le-au făcut de-a lungul timpului unii oameni politici importanți, cum ar fi domnul Adrian Năstase, care a și spus-o cu subiect predicat că partenerii strategici au importanță. Credeți că este important ce gândesc partenerii strategici și că viziunea lor este decisivă la alegerile prezidențiale? Că și Victor Ponta a spus, uite, nu mai târziu de acum vreo două zile la Marius Tucă, la emisiunea Marius Tucă, nu știu dacă se mai numește Marius Tucă Show, dar eu ascult. A zis, da, cineva a luat 3 milioane de voturi și le-a pus cumva sub o formă sau alta în urmă pentru Klaus Iohannis. Dacă îți aminte, sigur, în turul întâi la prima candidatură. Ce gândiți pe subiect? Că să zic că este, adică vă dați seama, e subiect crucial.
La momentul acesta, din punctul meu de vedere, Marcel Ciolacu reprezintă la momentul ăsta opțiunea reală pentru președinția României. Faptul că a dovedit că are capacități de negociere extrem de importante în ceea ce privește în special politica externă. Să nu uităm că vizele pentru Schengen obținerea vizei nu este un atribut al premierului, cât este un atribut al președintelui, care n-a făcut absolut nimic ca să îndrepte această situație. Da? Deci este un lucru meritoriu din partea premierului Marcel Ciolacu pentru acest fapt și lucrul ăsta cumva vine și certifică de ce Marcel Ciolacu trebuie să fie președintele României. Pe de o parte. Pe de altă parte, suntem printre puținele țări care am depus intenția de a adera la OECD, în care cele 5 criterii importante au fost acceptate în totalitate. Da? Aici ăsta, insistați un pic, explicați deci un pic, că telespectatorii noștri nu sunt, intrarea au noastră, și alte treburi. Nu sunt. Într-adevăr, toate aceste lucruri vin și arată capacitatea domnului Marcel Ciolacu de a fi un bun președinte, pentru că cea mai importantă calitate sau cel mai important atribut al președintelui este politica externă. Ori din acest punct de vedere... La candidatura noastră la OSCE și la criterii la asta, explicați-le un pic. Deci criteriile acestea țin în primul rând despre ceea ce înseamnă economia românească în ansamblu ei, din punct de vedere al creșterii economice, pe de o parte. Pe de altă parte înseamnă partea aceasta legată de libertatea presei, calitatea actului democratic din țara respectivă, modul în care evoluează bunăstarea. Ori lucrurile s-au schimbat în ultima vreme. Chiar dacă, cum să vă spun, noi românii ne dorim în general mai mult. Și atunci când îți dorești mai mult, ești mai tot timpul nemulțumit. Uh-huh. Și lucrul ăsta creează o stare de nemulțumire. Dar, o să discutăm, că o rog și pe doamna Andabică să gândească, discutăm despre legea pensiilor. Ceea ce este important, fiind statistician de meserie, mă uit la sondaje. Eu am fost îngrijorat, vă spun cinstit, până la congresul PSD am fost îngrijorat pentru că un indicator extrem de important în analiza candidatului pentru orice funcție este modul în care el se înscrie sau nu în scorul partidului. Ce era îngrijorător, că domnul Ciolacu nu era în scorul partidului. Diferențele erau de până la 10, până la 12% față mai de mult. Mai de mult, cu o lună înainte, m-am uitat pe niște date, aveam o diferență de aproape 8%, ceea ce îmi cream eu ca statistician, mă spun că îmi crea oarecare disconfort. Însă după alegerii, după congres, să știți că procentul se apropie vertiginos de scorul partidului la nivel național, undeva la 34-35%, ceea ce înseamnă 32, că... Zic, 34% este scorul PSD în sondaje și 32% este al domnului Ciolacu. Da. Ideea este că apropierea de scorul partidului certifică încă o dată că Marcel Ciolacu are în spate un aparat de partid care s-a pus la dispoziție. Singura chestiune care a rămas în rândul votanților PSD era dacă va fi domnul Ciolacu sau va fi altcineva. Poate de aceea în sondaje acest lucru nu explică de fapt această diferență majoră între scorul Marcel Ciolacu. Cred că asta este explicația. Aceasta este cu siguranță explicația, pentru că argumentul este în partea cealaltă. Ciucă n-a crescut. Se știa despre Ciucă că va fi candidatul PNL, dar Ciucă este în urma scorului de partid. Mai ales că cumva mandatele celor doi sunt comparabile la momentul ăsta. Da. Vedem ce a făcut Ciucă și ce a făcut Ciolacu. Și da? Ce a făcut, dar și cum sunt. Și cum sunt, ca oameni. Ceea ce este extrem de important, am stat de vorbă cu oameni care de obicei votează dreapta și mi-a zis, bă, zice, este surprinzător. Ciolacu are o calitate extraordinară, indiferent de că apare un eveniment mai care cumva vă pune pe voi într-o lumină nu foarte bună sau lucruri care țin un pic de imaginea României, întotdeauna Ciolacu are reacție. Adică vine și comunică. Da? Da, e corect. Da, ceea ce este extrem de important, pentru că această comunicare noi n-am avut-o 10 ani de zile cu un președinte care a refuzat în mod constant să comunice. Dom'le, să spună ceva, să zică ceva, să-și spună un punct de vedere, că sunt sau nu de acord, dar să spună ceva. Ori când te întorci dintr-o vizită în sănătate, exact, să vii la aeroport, să vorbești, ori întotdeauna... Când pleci, când te întorci, exact. Da. Acum, nu întotdeauna reacțiile poate sunt pe placul multora, dar faptul că omul a ieșit,
Și și-a spus părerea, asta a contat foarte mult în ceea ce înseamnă comunicarea om politic și, și votanți. Lucrul acesta cumva vine și certifică, pe de o parte. Pe de altă parte, ceea ce am văzut la Congres, am văzut poate printre puținele programe economice extrem de bine articulate. A venit în fața noastră și a spus, dacă voi ajunge președinte, voi sprijini industria, agricultura, și, bun, da, și serviciile. Răspundeți-mi și la întrebare, vă rog, că după aceea ne întoarcem la... Este extrem de important să facem parte din grupul acesta extrem de sensibil, pentru că în momentul acela lucrurile se schimbă radical. Suntem într-un parteneriat, da, cu țări care, din punct de vedere economic și din punct de vedere democratic, fac parte din top țări. Și altfel pot să negociez. Întrebarea era mai țintită. Își spun partenerii strategici, influențează și cum influențează? Cum? Păi, în primul rând, pentru noi este extrem de important că facem parte dintr-o economie care deja este angrenată în diferite circuite. Mm-hmm. Deciziile pe care le iei, le iei ținând cont și de ceea ce se discută între partenerii strategici. Și cred că la momentul acesta Ciolacu este un bun comunicator și un bun negociator în ceea ce înseamnă relația de tipul acesta. Și de aceea eu cred că este extrem de important și în ceea ce dumneavoastră a spus vis-a-vis de ideea de război sau pace. Contează foarte mult cu cine te aliezi și cum porți aceste discuții și cum îți creezi aceste relații care să-ți mențină statusul de stat, da, la momentul ăsta. Așa văd lucrurile. La momentul ăsta, din punctul meu de vedere, recomandarea mea și dorința mea este ca Marcel Ciolacu să ajungă președintele României. Da, nu mă îndoiam de chestia. Deci are toate calitățile necesare pentru a fi președintele României. A dovedit-o, lucru care s-a văzut în ultimii de ani și jumătate. Da. Pentru că dacă n-ar fi avut acest mandat de prim-ministru și lumea n-ar fi văzut, atunci poate că era... Atunci cumva mergeam în normalitatea statisticii din ultimii 25 de ani, când atunci când un candidat de stânga ajunge în turul al doilea, are de obicei a pierdut alegerile în favoarea candidatului, așa zis, de dreapta. Doamna Andravică, ducându-vă la Congres, probabil că ați stat de vorbă cu oamenii și, nu știu, pauze sau la pauze? A fost o mică pauză când s-a votat electronic, mm-hmm, și atunci am avut o mică pauză, dar da, am avut ocazia discutăm cu colegii noștri din țară. Eu vă spun că v-am zis că am participat la multe congrese ale PSD. Întotdeauna în culise, uite, de pildă pe timpul lui Liviu Dragnea. Mie mi-a plăcut foarte mult Liviu Dragnea. Nu ca om, că nu l-am cunoscut decât superficial, am schimbat două vorbe, dar ca măsuri pe care le-a propus, n-a reușit să le ia. Dar în culise, pe timpul lui Dragnea, nu se vorbea foarte bine despre președinte. Se spunea că, și nu prea înțelegem, că e cam dictator, că nu trece nimeni de el, că, mă rog, are un cerc anume de favoriți, ceea ce nu plăcea oamenilor. Despre Marcel Ciolacu s-a vorbit în sens, în ce sens s-a vorbit? Nu mai într-un sens bun și pozitiv. Nimeni n-a avut nimic de reproșat domnului președinte Marcel Ciolacu, din contră toată lumea are extrem de mari așteptări și consideră, cu toții consideră că avem cel mai bun președinte și cel mai bun candidat pentru președinția României. Și asta vă spun cu maximă sinceritate, pentru că chiar toți au fost de aceeași părere. Votul a fost aproape în unanimitate pentru domnul Marcel Ciolacu. Patru, nu știu, abțineri. Da, cred că au fost de soft, să zic așa, dacă mă întrebați pe mine. Cine știe, unii, nu părea... unii mai că nu. Da, votându-se și electronic, până la urmă cred că și aici poate unora au pus probleme acest lucru. Să știți că erau foarte încântați de acest aspect. V-am zis că eu nu am participat la un congres PSD, dar am auzit discuții cum că durau foarte mult. Sigur. Mai ore întregi. Ore întregi, da. Acum
undeva spre 4 ore. Da, 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 unde cu lupte subversive, așa este, da, cu unii care supravegheau urna și exact, da, ia da, să vedem cum votează Gigelul și așa mai departe. Da, da. Nu, acum a fost extrem de profesionist organizat și ne ajută și tehnologia până la urmă. Da, dar ceea ce și este mă bucur că se ține pasul. Iertați-mă că da, intervin, la un moment dat unul dintre participanți, când am primit codul, da, QR, da, întreba, păi stați, domne, că nu se poate, că pe mine mă identifică cu acest cod și nu știu. Și cine ai, domne, n-ai cum să, nu poți să fii identificat. Este aleatoriu, ai primit acest cod și votezi. Nimeni nu o să se asocieze ID-ul telefonului tău cu votul. Nu, este au venit plicuri sigilate. Sigilate, ți-ai dus și ți-l-ai tras pe care îl vrei și te duceai frumos în scaun și votai. Da, sigur, votai ceea ce era acolo. Adică da, nu au fost numerotate, puteai nu, să iei nu, dintr-un nu, teanc de nu, plicuri nu, unul singur nu, cu un cod aleator. Deci atât, nu se știa atât cine ce votează. Uh-huh. Da, deci, practic, și pentru prima oară am asistat la acest vot, nu puteai să ridici toate aceste documente decât cu cartea de identitate. Da. Cine n-a avut carte de identitate n-a putut să voteze. Practic, și nici nu puteai să intri deci în nu zona se intra în sală congresului. Decât, nu se intra decât pe bază corect de buletin, după ce îți primeai legitimația de delegat. Și abia apoi, în timpul congresului, am primit plicul cu codul QR ca să putem vota. Vă spun sincer că eu, ca și nu tânăr, că e mult spus că am 40 de ani deja, nu mai sunt mulțumesc, dar pentru mine eu am fost foarte încântată, asta vreau să vă spun, adică sunt convinsă că tinerii noștri, colegi, au fost cu atât mai încântați de acest aspect. Bun, mă gândeam să vă pun și dumneavoastră întrebare foarte grea. Sigur. Dacă cei care se vor să critice pe Marcel Ciolacu spun așa: doamne, nu are nivel, că uite, e covrigar, că vă covrigi la Buzău, că în sfârșit. Sigur că n-ar trebui să mă exprim eu, dar totuși nu rezist tentației. Decât un plagiator la doctorat, mai bine unul fără, mai onest. Covrigar, necovrigar, a fost în economia de piață. S-a gândit să facă patiserii la început. Dar nu știu, dumneavoastră ce ziceți? Că poate la vremea aceea era un business de succes. Avea o patiserie. Cred că de multe ori și în ziua de astăzi este. Și poate avea veleități antreprenoriale și sunt convinsă că le avea. Păi, și Copos, până la urmă... Copos, domnul Copos a început. Nu toți am început de undeva. Să știți că, de departe, gândul meu de a mă compara eu cu domnul Ciolacu, dar și pe mine mulți ani m-au făcut educatoare. Tocmai pentru că pe diploma mea de absolvire a liceului pedagogic scria învățător-educator. Și au considerat că faptul că eu 2 ani am predat la o grădiniță, și așa este, să-mi zică că sunt educatoare. Iar această funcție nu s-a ridicat la nivelul funcției de inspector școlar general. Eu cred că le-am demonstrat că da, se ridică. Chiar când aveam întâlnit colegele mele de la grădință, le spuneam că mă simt foarte mândră că au o educatoare la înfruntea inspectoratului școlar. Și ca să mă întorc la domnul președinte, toți trebuie să plecăm de undeva, dar ce dacă nu erau covrigi, poate că erau haine, aveau o croitorie sau aveau o spălătorie auto, dar toată lumea a început de undeva. Eu cred că ar trebui să vedem faptul că dânsul a muncit încă de tânăr și nu a stat poate cu mâna întinsă să primească bani de la părinți. Păi da, mi se pare că n-aveau. Mi se pare mult mai greu așa și mai rușinos. Poate că nevoia de a avea cât mai mult sau de a avea un stil de viață mult mai bun a făcut să își deschidă această covrigărie. Dacă a fost așa și bănuiesc că dânsul a lămurit acest subiect. Ce îmi place la dânsul este că orice subiect ar apărea pe piață, dânsul lămurește. Cum a fost și ieri, când a încercat să lămurească și cred că a și lămurit poza cu Omar Haisan. Dânsul ieri a fost într-o vizită la Craiova și când era în conferința de presă a fost întrebat despre această fotografie și a povestit contextul în care a fost făcută. Până la urmă, oamenii văd când ești sincer și cred că apreciază mai mult un răspuns sincer decât un răspuns evaziv sau dacă încerci să eviți un răspuns subiect. Necheresc. Da,
da. Da, e corect. Omul a fost sincer. Acum nu știu de când a devenit un criteriu de a intra în politică, profesia sau ceea ce ai făcut, atâta timp cât tu ai dovedit că ai calitățile necesare, e și mai laudabil că un astfel de om a ajuns să vrea să devină președintele României. Păi da, domnule, că nu asta e. Deci eu mă acum, uit și sincer, citesc și eu. Sincer, domnul Zăureanu și doamnă, eu, dacă se duce cineva în istoria, eu știu ce a făcut eu, va constata că la un moment dat, prin anii 90, eu eram un amărât de muștitor necalificat și după aceea portar până mă duce la facultate. Asta înseamnă că tot ceea ce am făcut eu este, cum să vă zic eu, a fost umbrit de faptul că am fost muncitor necalificat și portar. Eu cred că a fost lăudabil că n-am luat la facultate și m-am dus să muncesc. Și mai mult decât atât, în perioada când am muncit, am pus mâna pe carte și am luat la facultate. Dar asta nu înseamnă că toată chestiunea asta trebuie să mă urmărească toată viața, că vezi, Doamne, uite, ai fost portar sau că ai fost muncitor necalificat sau covrigar. Mi se pare jenantă această chestiune. Măcar este un om care a făcut ceva, sunt mulți alții care n-au făcut nimic. Da? Dacă ne întoarcem la oameni care zicem că au făcut ceva, păi haide să ne întoarcem și să vedem ce a făcut un alt contracandidat care a ocupat numai funcții de stat și acum spune că este mare șef al unui partid liberal și el n-a lucrat o zi la privat. Da? Și este general de armată fără să fie existat un război, dacă este să fiu și răutăcios, în oglindă cu ceea ce afirmă unii și alții despre Marcel Ciolacu. E doctor în știință, dar teza e secretizată. Da. Păi asta voiam să vă întreb o chestiune. Da, și nu neapărat în legătură cu domnul Nicolae Ionel Ciucă. Sunteți director de bibliotecă și ca atare ați putea să răspundeți la întrebarea asta, că vă ocupați de copyright-ul de în sfârșit. Domnul profesor, spuneți-mă o treabă. De când există, domnule, oare de când au existat ghilimelele pe lume, în care trebuie să citești, să pui două așa, întotdeauna. Două virgule într-o parte și două virgule într-o parte. Da, întotdeauna. De când? Dintotdeauna a fost o regulă de bază în care trebuie să precizezi dacă textul respectiv l-ai luat în totalitate, atunci îl pui între ghilimele și eventual dacă tu faci o discuție sau un comentariu vis-a-vis de un anumit text, îl precizezi cumva cu o notă de subsol și acum vorba aceea, toate mijloacele acestea îți permit să faci astfel de lucruri. Și în general, cum să vă spun, trebuie să fii foarte atent la lucrurile astea, pentru că ori softurile de acum sunt extrem de deștepte, dar pe de altă parte acționează și ca un pat al lui Procust. Adică, indiferent dacă tu ai făcut un comentariu asupra unui text și seamănă textul respectiv, el scoate în evidență că ai făcut, că este plagiat. Știți că urmăresc, eu l-am urmărit și pe Dar trebuie să citești lucrarea. Dacă nu stai cu creionul în mână și nu o citești și nu încerci pe cât posibil să îți folosești capacitățile tale intelectuale tocmai pentru a spune o părere care este doar a ta, este greu. Dacă pur și simplu ai pus acolo și ai lăsat textul ca atare, nu mai ai situația. Și doamnă, problema este în felul următor. Eu citesc câteodată niște lucruri și mă gândesc așa, că multă lume, milioane de oameni cred în anumite minciuni care sunt minciuni oficiale. A fost analizată din punct de vedere al plagiatului lucrarea doctorată domnului Mircea Geoan. Emilia Șercan a descoperit 11.000 de cuvinte. 11.000 de cuvinte înseamnă că am... Că eu, de exemplu, am o rubrică la un ziar din Pitești de 1.000 de cuvinte. Rubrica cam 2 a 4. Nu cam da, așa. De foarte mult. Da. 11.000 e foarte mult, cât 11 editoriale de la mine de acolo. Și cei de la SE-Comisia a spus, da, dar pe timpul când a făcut domnul Geoană lucrarea în 2002 nu exista o legislație care să, mă rog, să reglementeze. Păi, doamnă și domnul profesor, spuneți-mă, trebuie să existe o lege a ghilimelelor? Sau cum? Eu nu înțeleg. Nu, deci, dumneavoastră, da, când scrieți, ce trebuie să vă obligă miliția, poliția să puneți ghilimele dacă citați din cineva? Sau cum? Sau dacă nu citați? Da, trebuie să nu uităm că toate aceste teze de doctorat, pe de-o parte există o comisie internă, o comisie internă la nivelul facultății care analizează cât de, dacă
dacă lucrarea în sine merită a fi susținută în comisia finală sau dacă trebuie să vii cu anumite corecturi vis-a-vis de anumite aspecte. Și acolo vorbim de o întreagă catedră, deci profesori, specialiști, da, oameni. Cum s-a analizat, acum a pus comisie la ASE. Păi, nu știu, dacă toate aceste chestiuni, să faci o lege din treaba asta, mi se pare totuși, e o cutumă. Păi nu, dacă să citezi, că eu, de pildă, prima lucrare pe care am făcut-o eu, licența de la psihologie, eu nu trebuie să mă uit în lege ca să citesc când luam din alte cărți. Știam că așa se face, Dumnezeule. Dar era o chestie naturală. Pe altfel, dacă nu pun ghilimele, înseamnă că eu spun că am zis eu. Da, o făceați, puneați ghilimele nu pentru că exista o lege, nu, ci pentru că cutuma așa era și așa a fost dintotdeauna. Bun simț, da. Dintotdeauna a fost așa și dacă vă uitați și la lucrările vechi, toată lumea a pus ghilimele fără să există o lege. Este incredibil. Este incredibil ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere. Eu sunt foarte... Și în 2002 îmbrinit. Până acum, sincer vorbind. 2002. Sunt ani. Au fost 5 profesori, plus încă 5 și încă 5 din cadrul Ministerului care verifică. Sunt 15 minți luminate acolo. Acum există și chestiuni care țin cumva că poți să mai treci cu vederea, dar te interesează în primul rând chestiunile dacă ce aduce nou acolo. Acum suntem așa, acționăm ca un pat al lui Procus și știți că problema asta a devenit un fenomen național și practic și cei care avem teze de doctorat făcute pe bune, suntem într-o situație în care suntem luați în râs. Să știți că nu e ușor să lucrezi, să faci o teză de doctorat. Păi și nu e ușor să întâlnești profesori care te întorc de 4-5 ori. Dar eu m-am retras de la... Deci, credeți-mă, sunt fanatic. Deci în momentul când... Domnul Victor Ponta, care nu am nimic, și am făcut un interviu când era el tânăr, a zis la televizor că nu exista, că așa a zis și el, nu exista lege când a făcut el doctoratul să pună ghilimele, mai aveam de predat teza, eu, m-am retras de la doctorat. Deci am zis, Dumnezeu, mule mare, cum poți? Nu mai contează, înseamnă că nu mai contează, doctor. Ce sens are să mai stau, să mai bat la calculator teza, m-am retras. De scârbă. În sfârșit, poate că am greșit și eu, că trebuia să merg, era munca mea până la urmă. Pe de altă parte, este o corvoadă, este o rutină, trebuie să fii foarte atent la multe aspecte. Da. Bun. Doamne și domnule, eu vă propun așa, pentru a doua oră de dezbatere, să, tot în legătură cu domnul Marcel Ciolacu, este discuția aceasta care, credeam nu i-aș spune scandal, e un pic, după părerea mea, din partea unora meschină, în sfârșit, da, hai să zicem, între ghilimele, că tot vorbim de ghilimele, scandal cu privire la legea pensiilor. Să vă rog să plecăm de aici, doamnă. Haideți să luăm o pauză și revenim la discuția aceasta foarte, cum ies, după părerea mea, și foarte alertă. Luăm pauză și revenim.